Ziua cu Tunițo. Ce vrei și ai încă o ole? A, nu, se lea. S-a strigat ceapa. Uite, am curățat cu toată atâta ceapă. Uite, am mai pus școlul la priade, tomul. Am mult cumpăr de bine. La piață. Păi ce are? O, ciorba de miel. A pus tuciu pe foc aici, mamă. E bună, bună. Ciorbita de meluț. Aia, da. Ciorbita de meluț. Apă, da. Aia, da. Să dăm cu un grund roșu pe ea. Și așa trebuie curățat. Păi ce-ți caut acolo? Nu mai intru aici. Ce? Aștept ciorba atunci. Așteaptă. Eu mă duc aici și aștept. Nu, ce e afară. Aștept aici, unde a zis asta, aștept aici, aștept. Acolo să stai. Păi aici stau. Suntem în picioarele mele, n-aveam loc de tine. În picioarele tale cu tunițe. Uite câtă bridă ți-am adus. Și s-am pus aici numai bucăți zdravenii de melușor. De melicior. De mel. Dacă ți-a ducut un castron. Am pus pătrunjel, dar nu știu. Ai uitat ou, să pui zdreanțele. Am mai pus zdreanțele. Vezi, când am plecat și am lăsat-o ieri să plătească ciorba, a uitat zdreanțele. Păi, vezi, fără ou nu-i stă bine la ciorbă cu tunițul. Asta e bună și așa ciorba de miluț. Uitați, asta grasă, pieptul de la meluț. Merge, mamă, am dunul de-n gură. Vezi că am găsit asta ta care
Între baia sare ca disperatul gesticuluțele tale, uite. Păi doar cu tuna. Uite-le. Uite așa frumos, ai oțete în ele, uite-ți. Uite una mi s-a spart, din greșeală am spart-o, era două. Una cu ulei, puneam ulei într-una așa. Aduc și carne de porc. Nu, nu. Da? Nu, nu vrei. Sunt în 30 de ani, de-aseară mi-am scos carne din găleată. Păi ce combinație mai fac, și miel și porc? Mamă, ce bună e! Păi e foarte bună pentru că i-au pus borș din butie. Seamă de varză! N-am vrut să pun. Cam schimbă mirosul la miel. Adică ce? Îmi schimbă și aroma de miel. Asta... Băi, frate, ea zice că îi schimbă aroma, auzi, de miel. Care aromă îi schimbă, frate? Am pus o cană aici de... aia de... din varză. Cum îi zice, ai bătrân. Cum îi zice, moare, cum îi zice? Zamă de varză. Știți cum e ciorba? Tua. N-am cuvinte să vă spun. Mulțumesc cu tânitul la fel. Gata, fraților, am servit masa. Am dus să întreb cu Tunița dacă e de acord să ieșim și noi prin oraș, pe la neamuri, pe la prieteni. Ce faci cu Tunița? Rămâi acasă sau că eu mă duc prin oraș? Dar de ce eu tot să rămân acasă? Păi uite, zici că ai treabă cu hainele pe aceea. Nu mai vrea când aude că plec. Lasă și hainele, nu le mai spală. Să ajungă și ea în oraș. Păi uite, ai multe cu tunițul aici de băgat. Uite câte ai. Lasă-mă, bine, fă-ți treaba cu tunițul tău. Dar dacă întreabă cineva de tine în oraș, zic că ai, uite, ai vasele de spălat, asta, spălat, de aranjat, adică vasele să le pui la ordinul lor. Zic că ai vase de spălat, dacă întreabă cineva de tine în oraș. Nu vrei? De ce să rămân acasă? Le spăl după ce vin. Nu vine nimeni să-mi dă ordine, să le spăl mai repede. Păi vine copilul de la școală. Și n-are haine. Bă, tu vrei, bă, tu vrei să scap de mine sau ce vrei să faci? Nu. Ce zici, Raider? Raider? Ce zici? Te-am servit cu ciorbiță de miel. Păi tu mi-ți de asta. Zici să stai și tu, să hodinești acasă. Păi, dacă nu sunt obosită. Păi eu așa te văd obosită. Bă. Bă. Vrei să te bat? Hai că eu mă duc până la plimbăreală cu tânță. Nu, serios, rămâi cu asta să speli aici tot alea. Hai da cu mine, hai. Poate ți-e urât. Așa e, poate mi-e urât singur în mașină. Așa e, ai dreptate. Oh, uite, se legăm bine cu tunițul.
Că vin rafale. Am ieșit la plimbare, unde credeți? La Dana acasă. Direct păi la Dana treabă, și pe aia, unde arunca alea lantele? Asta aruncă și alea. Ale... Da, puse așa de ia vedeți. Să mai sus. Ia vedeți ce am găsit-o pe Dana că făcea. Dulceață de căpșuni. Acum de s-a apucat de dulceață. Ca să aibă la iarnă. Dacă a făcut bani. Ieri am vândut atâta sticle. E stricată. Stricat-o până aici, am plecat. Uite, și caloriferul lângă ea, în caz dacă e frig. Mă, nu mai băgați, că nu e frig, dar ce faci pe lampă? Să ajungă zonă. La gura ei, pune-mi-le jos. Lasă jos, dar bagă, să nu mai băgam priză la consum. Lasă-mi-le aici, lasă-mi-le, bag dulceața într-a stai de tuci. Da. Și arunci aici. Dar să știi că de la puiul ăla cu concentrare mi-a fost rău. Curăț, am, avut am fost durere. Balonat tot. Am și nasi, i-a fost rău. De la puiul ăla cu concentrate. Ce veni ție, Dana, să gătești pui cu concentrate? Nu lăsai să le dăm boabe, grâu, ca să schimbă mirosul de concentrate. O, prieten, nu mai știu, prieten. Mai sunt și lovite și defecte, dar da, le-a luat acolo la grămadă. O doamnă din grădină. Ia drept și nu o bucată cu că tine. Că era lovite, de caută una frumoasă. Era lovită prieten și mi-a dat o doamnă. Și a zis, Dana, alegere, le adunai din grădină, cumpărai și mai bune, dar acum... Păi, dar n-au gust. Mai le pun apă acolo. Așa, din altă țară, Dana. Da, bună, și din grădină. Ce hai că-s dulce. Să-i să dai, că nu știu una care era lovită. Dana, le ia de la magazine, pe unde umblă ea noaptea, după pietre. De una bună, Dana, să nu spui cumva le-ai găsit prin gubele. Nu, mă duc eu acolo. Uite, uite, dă-i pe asta la bucătare, uite. Uite pe asta, uite pe asta. Da, da. Mai sunt și bune printre ele. Asta, da. Da. Ia-le, madame. Bună. Asta da bună, bună. Da. Mai alegi și o așa. Ce-a făcut? Unde m-am băgat? Am rămas aici, ce-a dat. Scaun. O, îți lasă dulceața. Mai bine punem zahăr pe sere și ne mâncăm așa. Bun, cum vii tu îi schimbi planul la femeie? Planul e nevăzia, bagă cum a băgat în găini concentrate. Le punem zahăr peste ele și mâncăm așa direct ce se mai dulceață. Tu așa-i faci. Păi da. Orighianu? Unde l-a găsit la ce market? Nu știu. Da, am 43. Tu uite și cartofi aici. Dar bine, ți-am zis că l-a găsit la amestec și tu nu mă crezi la... la marketuri pe unde umblă ea noaptea, pe unde ia peturile. O oră, da. Că face două borcanașe de aici. Da. Păi unde le găsește, nu știu, amestecate cu cartofi. Eu nu am mâncat două, acum nu mai mănânc. Râz. Eu v-am zis că Dana umblă la marketul noaptea și ia. După sticle, mă, și dacă a găsit, cred că într-o lădiță, le-a adus și acasă. O lădiță? Da. Amestecate cu cartofi. A pus și cum m-au dat afară din market, care sunt lovite, un pic. Ea vrea să facuți dulceață. Oh, da, Dana.
N-am noră să mănâncă dulceață. Dar n-a... Cui fac eu? Le dai ca la porci. Nu-i. Arunce aici. Ia gălea pe aia. Cui fac eu, zi? Dacă n-am noră să mănâncă dulceața, zi, cine mănâncă dulceața? Aici fetele. Fetele. Fetele nu le place, numai când bagă la alea. Când face din alea, cum îi zice, cum făcea ei? Tu știi de ce fac? Nu, mă, alea, cum îi făcea Anca. Ce asta e cicat. Papanaș. Papanaș. Găsim ceva de pe ele, ha? Uite, uite, o alegi. Totuși, zic așa, câte puțin, câte puțin. Borcan tot faci, Dana. Faci vreo două borcani. Dacă nu punem zahăr, așa le pui pe masă și mâncăm așa. Ai zis că nu vrei să mai mănânci. Acum ce te-ai răzgândit? Păi și cartofi, Dana, aveai în ele. Dacă sunt de grădină bio. Sunt de grădină bio, sunt cartofi în ei. Da, băgați cu cartofi. Da, 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 bio, ați auzit-o. Dar bine că trecut cu țură pe la mine. Mama, cum ai s-a simțit? Ea fără ou. Nu mai m-am dus la ea, a fost asară acolo, acum nu mai m-am dus. Dar mi-am luat medicamentele, antibiotic, dar tot așa tușești. Da. Hai, bună, dai eu vreo pe ăla. Dai, cum să... Ia vede, mijloc ce mai are pe ăla. Da, mă, o să vine și n-a bio, vedeți? Din grădina de la Dana. Vedeți că am și grădină. Vedeți, prieteni, că eu am și grădină. Are, toți are. Toți trandafirii mei frumoși, prieteni. Are, Dana, are și grădină și marketuri. Vrea să dă de aia. Să mă găsesc pe acolo. Am zis, las că aflăm noi, faci unul ea noaptea. Ia noaptea am la marketul din spate unde aruncă. Să postăm partea aia. Ați găsit-o și cum băga sticlele la acolo și n-a vânzare. Vrut, a venit pe, după leuțul. Știți că sunt tonomate de alea mari acum în față, la parcare, la, nu mai dau nume, la magazinele astea mari și bagi sticlele și îți dă 50 de bani pe sticlă. Ce credeți, Dana? 6 era, milioane a făcut, Dana. Era plină cu căruțele acolo trasă, parcată la astea să bagă sticlele. Dar de ce n-a spus vlogul ăla cu ea? Nu a vrut ea, a venit, s-a supărat cu leuțule, te rog, șterge partea aia și-a șterge leuțul. Păi ce, Dana, ce-și face? Avea bidoane și-n cap. Ceva legal, ce? Cum și-n cap? Legal? Avea legate pe ea. Ale avea fie legate cu ața. Da, și de-aia n-a vrut. Era tare să mă cât-o dacă puneam vlogul ăla. Eu ți-am zis că ea umblă noaptea și adună la bidoane. Haideți, prieteni, ce tu zice, sora mea asta? De ce mă făcuși de râs? Păi de ce e de râs? Păi tot te lăudai, eu umbru noaptea, eu sunt cu primăria, că urmăresc, că fac, cine fură. Cu primăria? Păi uite ce face ea cu primăria, uite. Vedeam cine, să nu fură cineva o floare din rând, ceva, îmi spuneam. Tot, să nu mișcă nimic, eu în oraș, doar le dau știrile, așa, tocmai. Da. Păi și tu mișcai sticlele noapte. I-a băgat la tu numai noaptea sticlele. Hai mă, soră, ce ai făcut? Ea nu se duce pe zi, că o văd țiganii. Și ea numai noaptea, după ora 10, 11, 12, băgat la... Dar nu spunea la și mie să zic, hai să faci tu un ban să mă cheamă. Nu. Zicea, mă prim. Păi trebuie să adun multe, Dana. Aveam multe saci, am cărat cu mașina. Mi le dădeau oamenii mei de la Broc. Mă suna. Vino, Dana, am 3 saci, 4 saci. Iauză. Și seara mă duceam și le căram de la Broc. Și odată mă duceam și le duceam acolo. Păi sunt prin magazin, era plină magazin. Nu te-am prins eu, că n-aș șterge nimic din vlog, dacă te prindeam eu. Eu nu știu cum aștezi leuțul vlogul ăla. L-a convins ea, s-a rugat de el, a venit eu după nimic, el acasă. Direct puneam cu tot, să vadă și lumea, tot. Știe lumea că tu spui numai adevărul, tu, realitatea la păi tine. Păi ce, rușine, Dana? E bine că uite, faci bani. Uite, am făcut atâția bani. Uite, mai găsești o fructă pe acolo prin spatele la blocuri, la marketuri. Mai un cartof, mai alea. Mă, aia mi-a dat-o doamnă din grădină. Lasă-mă, Dana, care grădină? La care doamna a ieșit de asta în grădină până acum? Cum ne spui tu nouă? Și așa lovite în grădină? Și ăștia sunt din Belgia. Cu cartofi? Ăștia sunt alea, nu-s românești. Se vede cu cartofi. Ba, mă, nu mai spune. Câte lăzi ai găsit, zi? Haide-mă, Nazia, a fost
Sora mea mă găsă ieri că băgam la sticle, auzi, că mi-a dat și mie fetele mele. Și-am aflat afacerea lui Dana. Ea nu mi-a spunea ce face noaptea. Aveam căpciunile, tot de acolo, auzi, din bubelă. Da, din bubelă le adunează. Vezi? Mă, lasă, nu mai spune. Ți-am zis că Dana se regăsește acolo unde umblă ea. Nu mai spune mâna, se crede lumea. Ia. Pasile. Auzi, nu mă fac pasile, îmi iau prieteni. Ce faci? De la dureri, de la... Am zis pe ce plec. Din plec pe oraș. Să facem dulceață de mine.